Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Din cauza temperaturilor tot mai scăzute, s-a micșorat și numărul evenimentelor organizate în natură. Dar asta nu înseamnă că nu sunt alternative pentru petrecerea timpului liber. Astăzi și mâine, Deva este un fel de capitală a avocaților. 350 dintre ei, din 26 de județe și din Chișinău, au renunțat la robe ca să-și susțină cauzele pe terenul de fotbal Real Sport din Deva, întrecere sportivă organizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea baroului Hunedoara. Lizistrata, dragostea mea, cea mai nouă piesă de teatru a celebrului dramaturg Matei Vișniec, se va juca în reprezentație unică la Petroșani sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 18, în sala mare a Teatrului Dramatic de Sârbu. În această seară, de la ora 19, o puteți vedea la Deva. Spectacolul a fost montat de regizorul Mihai Panaitescu la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, Republica Moldova, aflat în primul său turneu dramatic în România. Sâmbătă 21 octombrie, în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean, în cadrul turneului național clasic La Puterea a Treia, Violoncelissimo, unul dintre cele mai vestite ansambluri camerale românești din ultimii 15 ani, va susține un concert începând cu ora 19. De astăzi și până duminică 22 octombrie, la Sala Sporturilor din Deva se desfășoară Cupa de Toamnă la badminton, intrarea este liberă. Până sâmbătă 21 octombrie, cei interesați încă mai pot da curs invitației de a participa la campusul creativ organizat de Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Duminică 22 octombrie, omagiul lui Crișan, ediția 43-a, eveniment organizat în satul Crișan, comuna Ribița. Pe lângă acțiunile dedicate memoriei lui Crișan, eroul răscoalei din 1784, de la ora 14, participanții vor putea urmări un program artistic susținut de ansamblul profesionist Drăgan Muntean.